Există în lumea de astăzi preocuparea aceasta pentru o dezvoltare personală. Auzim oameni care sunt interesați de a dobândi o bunăstare afectivă. Oameni care sunt interesați de a dobândi un echilibru interior, de a dobândi o oarecare resetare a organismului, de a scăpa de anumite complexe, de a fi mai bun, de a-și reevalua anumite defecte și a le vedea ca și calități. Și în sensul acesta, să știți că există o mare preocupare, o mare preocupare. Mă gândeam ultima oară când am fost într-o librărie ortodoxă, undeva în București, cam la 20% din cărțile care erau acolo aveau o tentă din aceasta psihologică, filozofică. Și toate căutau să dea un răspuns, cum să fii o prezență agreabilă, cum să dobândești armonie, cum să dobândești pace cu tine însuți. Și dacă deschidem televizorul sau un mediu virtual, găsim fel de fel de cursuri, de tehnici de dezvoltare personală. Mă gândesc la câtă informație este în domeniul acesta, ar trebui ca lumea întreagă să fie un rai. Să fim niște oameni calmi, echilibrați, liniștiți, să avem o dezvoltare personală corectă. Dar întrebarea mea este următoarea. Există o dezvoltare personală cu adevărat? Sau doar ne evaluăm altfel? Pentru că dacă nu există o dezvoltare și o schimbare, și o schimbare a noastră cu adevărat, și doar ne schimbăm percepția asupra noastră, mai devreme sau mai târziu vom fi dezamăgiți. Știți cum se întâmplă? Așa cum cineva face curățenie în curtea, în curtea proprie, de acolo de unde pot vedea trecătorii peste gard mizeria, și unde o pun? O iau și o ascund în casă. Sau așa cum luăm gunoiul și îl ascundem sub preș. Există într-adevăr o schimbare a noastră? Sau doar ne amăgim că ne schimbăm? Și dacă există cu adevărat o schimbare a noastră, cât ține această schimbare? Știți, pe moment poate fi un entuziasm că vrem să ne schimbăm și acest entuziasm ne dă așa un imbol și o dorință de a ne schimba. Dar apoi repede ne întoarcem pe vechiul fir, pe vechea cărare a vieții noastre. Și nu suntem constanți. Mi-aduc aminte că în postul Paștelui a venit o familie la spovedit. Ne-am zis că, fiind perioada postului, ar trebui să facă o nevoință duhovnicească deosebită față de cealaltă perioadă a anului. Atunci am zis femeii, uitați, nu vă dau un canon prea mare, nu vă dau, eu știu, mai multe rugăciuni, pentru că era cu serviciu și nu prea avea mult timp. Dar, în schimb, vă rog un lucru. Vă rog ca în perioada aceasta a postului mare să nu vă certați unul cu altul, să nu vă certați cu soțul. Și a spus, da, părinte. Și duminica urmăream la miruit și din priviri îmi răspundea că și-a îndeplinit canonul. Prima duminică, a doua duminică și a treia duminică a rămas la slujbă, a rămas după slujbă și mi-a spus, părinte, am ținut canonul pe care mi l-ați dat 3 săptămâni, dar în a treia săptămână n-am mai răbdat și am izbucnit în ceartă. Și în timp ce am izbucnit și țipam unul altul, mi-am amintit de ceea ce mi-a spus Sfinția voastră. Dar era prea târziu, prea eram pornită ca să mă opresc. Și să știți că chiar dacă nu m-am certat până acum, am recuperat și pentru săptămânile în care nu m-am certat. Așadar, cât ne ține dorința aceasta de schimbare? Pentru că este o luptă cu noi înșine ca să ne schimbăm. Și ar mai fi o întreagă discuție pentru cine ne schimbăm, de dragul cui ne schimbăm, pentru ce ne schimbăm. Facem o jertfă, dar trebuie să știm pentru ce. Mă mai gândesc, după ce ne schimbăm, mai există totuși un risc. Există ca să avem o viziune deformată asupra noastră. Și să știți că societatea ne îndoapă așa cu o viziune fantastă despre noi.
ne spune că suntem minunați, ne spune că suntem extraordinari, ne spune că suntem valoroși. Nu că nu am fi. Suntem minunați, că suntem chipul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne spună nimeni asta, suntem suflarea lui Dumnezeu. Dar există riscul ca să ne îndrăgostim de propria persoană. Și ce este mai grav, există riscul să avem pretenția și cei din jur să se îndrăgostească de imaginea pe care noi ne creăm. Știți? Acel mit al lui Narcis care s-a uitat în oglindă și a văzut cât este el de minunat și s-a îndrăgostit de el însuși. Sau știți povestea cu hainele împăratului care a dat de niște croitori scroci care i-au spus că îi fac o haină atât de frumoasă și de fină, doar că se vede pe întrânsa fiind atât de subțire. Și împăratul i-a crezut. Ei măsurau acolo, îi luau măsuri, se făceau că îl probează și împăratul era gol. Iar supușii nu îndrăzneau să-i spună și îl aclamau și spuneau ce frumos este în acele haine. Așa și noi, există riscul să fim goi și mai mult decât atât să ne și mândrim cu asta că suntem goi. Trăim perioada aceasta, să știți. Deci ne putem face o imagine greșită despre noi. Nu că n-am fi valoroși. Uitați, dacă tot am intrat în povești, mi-amintesc una din poveștile care m-au încântat copilăria, este cea referitoare la Nastratin. Ați auzit de el, Năzdrăvăniile lui Nastratin, în care se spune acolo că acest Nastratin, un personaj foarte hazliv, așa, atunci când pleca de acasă, lăsa casa deschisă. Iar când se întorcea și era acasă, încuia ușa casei. Și cineva l-a întrebat, cum de tu încui ușa când ești acasă, când ești prezent, iar când pleci undeva și nu-i nimeni acasă, leși ușa descuiată. Și Nastratin a spus, păi eu înțeleg să păzesc ceea ce este valoros. Când sunt acasă, când nu sunt acasă, n-am de ce să încui ușa, când am nimic de valoare înăuntru. Dar când sunt acasă, eu sunt cel valoros și trebuie să am grijă de mine și trebuie să încui ușa. Atunci trebuie să fim atenți la ce imagine ne construim. La ce imagine ne construim și să avem grijă dacă ne schimbăm cu adevărat sau dacă doar ambalăm frumos anumite defecte ale noastre și le numim calități. Cea mai bună dezvoltare personală ne-o dă Sfântul Apostol Pavel când ne spune lărgiți și voi inimile voastre, să lărgim inima în care se poată încăpea Hristos. Asta este cea mai bună dezvoltare personală. Sau iarăși ni se spune cum putem scăpa de anumite complexe pe care le avem. Cum putem scăpa de o stimă scăzută de sine. Ați încercat să vedeți câtă bucurie îți dă atunci când ai grijă de cel de lângă tine. Ați încercat să vedeți câtă pace și câtă liniște și cât de bine te simți atunci când duci un blid de mâncare unui om bolnav la spital. Dar când ai numai grija ta, cât ești de nemulțumit, cât ești de tot timpul de agitat, cât ești tot timpul de atent ca nu cumva să șifonezi imagini. Aceasta, prin aceasta se face și să nu uităm un lucru, că noi trăim așa timpul în care, eu știu, muștele învață albinele cum să facă miere. O dezvoltare personală, dacă mi se pare nouă că strălucim, că suntem cineva, să știți că strălucim doar atunci când luminează Hristos peste noi. Pentru că dacă nu luminează Hristos peste noi, suntem pur și simplu un vas de lut. Știți, strălucim. Și o cutie de conservă strălucește când bate soarele pe ea. Dar asta nu înseamnă că este aur, este tot o cutie de conservă. Așadar, cea mai frumoasă dezvoltare este să ne vedem așa cum suntem și să facem loc lui Dumnezeu în inima noastră. Și vă mai spun un lucru, tot întâlnit de mine, eram la cineva prin București și m-a invitat la ei în casă și era acolo o tânără studentă la medicină care avea în grijă un papagal. Nu știu, cred că avusese pereche papagalul și murise și rămăsese singur. Și acel papagal, ca să nu se plictisească acelui papagal, i-a așezat o oglindă înăuntru, în cușcă, în fața papagalului și ce făcea papagalul? Stând de vorbă acolo cu oamenii, auzeam papagalul cum sporovăiește.
Și ce făcea? În fața oglinzii, în fața oglinzii, își aranja penele, stătea țanțuș și îi spunea, te iubesc. El, probabil ce auzise, ce auzise de la fata care stătea acolo, te iubesc. El își spunea lui însuși că se iubește. Și să știți că așa facem și noi uneori. De fiecare dată când căutăm starea de bine și ieșim din mall-uri cu mâinile pline de cumpărături și căutăm o terapie prin shopping, prin cumpărături, nu facem altceva decât să stăm în fața oglinzii și să ne spunem nouă înșine că ne iubim. Atunci când căutăm, eu știu, pacea și liniștea doar prin călătorii și căutăm să un confort al nostru personal, nu facem altceva decât să ne spunem nouă înșine că ne iubim, că ne iubim. Nu este poate nimic rău în asta să te iubești, dar să nu-ți faci un idol, să nu ajungi să te închini la tine însuți. Pentru că au mai fost persoane. Noi mai știm în istoria creștinismului pe cineva care a spus așa, că își va pune scaunul deasupra celui prea înalt, Lucifer. Au mai fost și protopărinții noștri care la fel au vrut să fie Dumnezei fără Dumnezeu. Nu putem să fie Dumnezei fără Dumnezeu. Așadar, cea mai bună dezvoltare este aceea în a-i face loc lui Dumnezeu în inima noastră și cred că cel mai frumos loc din lume este acela, este o inimă în care stă Dumnezeu întrânsă.